vreau să văd ce îmi face guvernul Orban bugetul pe anul, pe anul viitor, să văd cum se încheie. Au, apropo de fonduri europene, au primit o lovitură acum pentru că Comisia Europeană a refuzat rambursarea de bani europeni pentru proiecte din PNDL. Da, nu e din PNDL, numai puțin. Da. Deci e vorba de un, m-am interesat la Comisia Europeană și e vorba de anumite proiecte pe zona de apă, de alimentare de apă, dar ei voiau să le ramburseze din, într-adevăr erau făcute pe PNDL, dar voiau să le ramburseze pe programul de infrastructură majoră. Pe POIM, da. Da, pe POIM, ceea ce nu merge. Trebuie să le ramburseze pe zona de dezvoltare regională, că așa e la nivel de beneficiar. Să vedem, pentru că o interpretare optimistă pe care o spui tu este că problema cu proiectele alea este că veneau de la, că s-au dus la POIM cu ele și nu la POR. POR, da. Ceea ce eu nu cred. Problema acolo a fost că ele au venit, au intrat, au fost pornite pe un mecanism care e defect în sine, PNDL-ul. Sigur, da. Ca să vedem și ce fac cu aia, că au trimis și pe POIM și pe POR. Da. Hai să vedem ce se fac acolo pe POR. Deci eu încă aștept cum răspunsul de la comisie. Din câte știu, sunt bine acolo. Chiar am fost la Bruxelles de curând și am înțeles că sunt bine. Deci, adică ori să, din câte înțeleg, se decontează. Nu e asta, n-ar fi asta neapărat o problemă, pentru că nici Comisia Europeană nu face audituri foarte, foarte exacte pe proiectele retrospective, că astea sunt proiecte retrospective. Așa l-au numit ei. De fapt, ce au făcut a fost că n-au lansat suficiente apeluri din POR, da. Au pompat în PNDL-ul ăsta, care este o ciumă pentru dezvoltarea României, de fapt. După care au zis, băi, hai să încercăm niște proiecte pe care le considerăm noi mai spălățele, să le numim retrospective ca asta, da? Și le băgăm pe POIM și pe POR. Și acum așteptăm să vedem dacă cei de la comisie vor înghiți această gălușcă. Pe POIM nu l-au înghițit. Hai să vedem dacă o înghiți și pe POR. Eu sunt mai pesimist decât tine și trebuie să ne gândim și că ce s-a încercat în 2018 ca un mecanism de salvare, de urgență, ca să zic așa, pentru a evita decommitmentul, pentru că era anul N+3 de la din 2015-2018, acum mi-e frică că înțeleg să devine un fel de mecanism permanent. Noi ne dăm seama că nu cheltuim banii europeni și zicem, ce-am mai făcut primarii noștri prin PNDL? Hai să trimitem acolo. Deci dacă asta se permanentizează, această aberație, înseamnă că noi finanțăm prin fonduri europene subdezvoltarea României. Că asta PNDL-ul îi face pe primari complet dependenți de pixul ministrului. Deci putem să râdem de tot ce înseamnă autorități de management, de circuit auditabil, de acreditarea autorităților de management și a procedurilor de acolo. Toate astea nu mai contează pentru că s-a găsit o portiță așa pe lângă, o colitoare, prin care se dă din pixul ministrului dezvoltării, se numește PNDL și după aceea trimitem banii europeni. Ar fi o aberație și ar fi și o problemă gravă, repet, în dezvoltarea acestei țări, pentru că noi permanentizăm un mecanism complet defect de finanțare. E absorție pe ușa din dos, practic. Absorție fondurilor prin ușa. Da, mi se pare o expresie foarte fericită, absorție prin ușa din dos. Dar este și în genul la prost de absorție. Că eu știu că noi în România avem o obsesie cu absorția. Da. Dar cifra nu spune că s-a și realizat ceva, impact real. Că toate proiectele alea de tocat hârtii, în sensul prost al, da, de raportat hârtii, alea fac și ele într-un fel absorbție, că vin bani în țară, dar nu înseamnă că și lași dezvoltare în urmă. Asta ar fi un fel de permanentizare a unui gen prost de absorbție, în care intră bani în țară, dar îi bagi niște proiecte care n-au nici cap, nici coadă, sunt și foarte scumpe și așa mai departe. Nu se mai termină, sunt proiectele acelea fazate din perioada de programare trecută, pe metroul din drumul Taberei, autostrăzi care nu se mai termină, efectiv le-au fazat pentru că nu mai sunt altele. Nu au reușit să le... Asta cu fazatul a fost o măsură la fel, de salvare a situației și noi am făcut-o în 2016 și așa am reușit să închidem la 98% da, bugetul trecut.
Dar se presupunea că între timp mai și dezvoltate proiecte. Ori dacă vă uitați pe infrastructură, că marea noastră problemă este infrastructura. Pe infrastructură sunt două proiecte mari la POIM, pe programul operațional de infrastructură mare. Este podul Brăila-Galați și metroul spre Otopeni. Altele nu mai sunt. Și nu știu să fie altele pe țeavă. Pentru că, ce spuneam la început, apropo de asistență tehnică, nu se lucrează serios la scrierea de proiecte, nici la Ministerul Transporturilor, nici la CNAIR, nici la alte companii naționale. Deci asta este problema structurală pe care nu o rezolvăm. Și venim și, bun, totul se sparge într-o fel sau altul la Ministerul Fondurilor Europene și ăia se roagă de alții să scrie proiecte. Și la noi parcă totul e prea scump. Toate lucrările sunt parcă prea scumpe și durează prea mult. Asta e problema cu absorbția fondurilor europene. Da, pentru că totul pleacă de la proasta proiectare. Și de la un fel de nerăbdare politică, hai să facem rapid, că noi știm că stăm puțin la guvernare. În Germania și în Austria, un proiect de autostradă durează 10 ani. De la momentul ne vine ideea, dăm drumul la un studiu, fezabilitate, apoi proiectare și așa mai departe, până când îl închei. La noi totul se blochează în acești 1-3 ani de organizarea șantierului, ca să zic așa, însemnând proiectare, fezabilitate și așa mai departe. Această etapă suferă și de asta am tot încercat să găsim soluții alternative. Cum a găsit Vlad Voiculescu prin BEI să facă pentru spitale regionale. Cum am încercat în 2016 să facem un departament de mari proiecte la Ministerul Fondurilor, care împreună cu băncile europene de investiții să spunem, domne, vă scriem noi proiectele. Deci nu mai stăm să facă CNAIR-ul proiectul de autostradă Moldova, că nu, nici nu vor, nici nu pot. Nu contează de ce, nu, îl fac alții. L-au desfințat, nu există.